Anul 2015 a început cu un succes notabil pentru Colegiul Silvii Gurghiu. Școala a obținut dreptul de a participa la un forum internațional organizat în Franța pe tema parteneriatelor și a dezvoltării învățământului profesional și tehnic. Liceul din Gurghiu a concurat cu sute de școli pentru a câștiga dreptul de participare. Participarea noastră la European Apprenticeship Forum a fost pe baza unei selecții. Organizatorii au trimis niște chei de selecție la toate școlile din Europa, mă gândesc că la foarte multe școli din Europa, și am urmărit toți pașii de selecție. În primul rând era nevoie să facem un film care să conțină elevii participanți în timpul activităților practice și profilul activităților din fiecare școală și o colecție de poze. Să ne bucurăm să fim selectați nu doar pentru a participa acolo, ci și pentru a promova evenimentul, pentru că filmul și pozele noastre au fost pe primele pagini ale site-urilor de promovare a evenimentului. Deci iată încă un argument că suntem o școală valoroasă. Conducerea colegiului a selectat 3 elevi care să ia parte la forumul din Nantes, Franța. Însoțiți de profesori, aceștia au trăit o experiență unică, s-au familiarizat cu alte sisteme de învățământ profesional, precum și cu oportunitățile din Europa. Elevii au avut șansa deosebită de a cunoaște ce înseamnă Europa, ce înseamnă școlile europene, ce înseamnă mobilitățile europene de tip Erasmus, să își stabilească niște targeturi, niște ținte pentru viitor în ceea ce privește munca în Uniunea Europeană. Elevii se simt onorați de experiența pe care le-a oferit-o forumul din Franța. Manifestarea i-a impresionat prin organizare, problemele dezbătute și contactele pe care și le-au putut stabili. Acest forum s-a derulat la Nantes, au participat 16 țări și peste 30 de instituții. În 6 februarie au fost activitățile propriu-zise și în 7 au fost vizitele în Nantes. Au fost diferite activități la care au participat atât profesori cât și elevi. Noi, ca și elevi, am avut niște întâlniri, mese rotunde, în care fiecare și-a povestit experiența de elev, posibilitățile de a munci sau de a învăța în străinătate. Am avut o competiție, cunoștințe generale despre Uniunea Europeană, la care echipa noastră a avut rezultate deosebite, mai ales colega noastră Diana. Dincolo de cunoștințele dobândite, elevii au avut parte și de o excursie de neuitat, întrucât au putut vizita diferite obiective turistice. În drumul nostru am călătorit în marile orașe și am avut ocazia să cunoaștem și să vizităm, de exemplu, în Budapest am fost la Castelul Buda, care m-a impresionat, în Germania, la fel, într-un oraș foarte frumos, în Wels, dacă nu mă înșel. Pe urmă am ajuns în Paris, unde am vizitat turnul Eiffel, unde, cu toate că era foarte frig și nu ne-am adaptat cu nicio metodă, am răbdat frigul și ne-am bucurat de acea privește din turnul Eiffel. Pe urmă am mai fost la Notre Dame, unde la fel m-a copleșit acel sentiment de sacralitate și imensitatea obiectivului turistic. Și surprizător, cred că suntem singurii din această regiune, de aceste școli, care am ajuns chiar până la Oceanul Atlantic. De-a lungul timpului, liceul din Gurghiu s-a remarcat la nivel național prin rezultatele obținute, iar în ultimii ani, conducerea școlii a căutat să dezvolte și colaborările cu instituțiile de peste hotare. Am reușit să arborăm steagul Colegiului Silvii Gurghiu în Franța și să dovedim încă o dată că suntem o școală cu valențe europene. Am considerat întotdeauna că dezvoltarea acestor parteneriate cu școlile de profil constituie un mare avantaj și un mare câștig pentru școlile care își dezvoltă învățământul tehnic în Europa. De fiecare dată când am avut ocazia, în deplasările pe care le-am avut în Europa cu elevii noștri la concursuri, am pus accent pe acest lucru. Avem încheiate parteneriate cu foarte multe școli de profil silvic, de exemplu, din Italia, Austria, Germania și Franța, și acest lucru ne-a adus multe beneficii și a fost un real câștig pentru elevii noștri întotdeauna. Elevii colegiului din Gurghiu ar mai putea trece granițele țării încă o dată anul acesta. Trebuie doar să se califice la concursul european de silvicultură din Estonia. Ar fi a treia oară când iau parte la această competiție, după participările anterioare din Austria și Italia.